niște junii corupți de 22-24 de ani în literatura română. Am fost numiți răuvoitor și totuși emblematic, așa, generația în blugi. Pe atunci, blugii, cel puțin cei originali, erau un instrument, element vestimentar foarte râvnit și foarte rar în România. Eu cred că acest obicei de a se îmbrăca fără fasoane, de a părăsi costumul și cravata, de a părăsi limbajul academic și sclerozat, de a fi oamenii care să se poată înțelege cu toți ceilalți oameni, fără să trebuiască niște transcodări sau niște filtre culturale, cred că este un lucru foarte important pe care noi, cel puțin, l-am încercat. Eu cred că nu există vreun motiv pentru ca un scriitor să fie mândru de faptul că este scriitor, mai mult decât orice motiv de a fi mândru ca om. Eu cred că un scriitor este un om care își face treaba și care încearcă să o facă așa cum o faceți și dumneavoastră, toți ceilalți, lucruri care vă place în viață cu adevărat și pentru care merită să trăiești. Și generațiile de după noi, cred eu, au continuat acest spirit. Foarte rari sunt și marginalizați, aș spune, în rândul scriitorilor și în rândul artiștilor în general, cei care au preluat ceva din morca celor de dinainte. Cei care încearcă să to show off, cum se spune, să iasă în evidență ca fiind niște oameni deosebiți, niște oameni superiori, niște oameni înălțați pe un piedestal. Eu cred că generația mea a încercat să vorbească de la nivelul omului obișnuit, așa cum au și, cum și sunt colegii mei și cei mai tineri decât mine, și încearcă să își aducă în fața publicului cu cea mai mare modestie, cu cea mai mare, bună credință, lucrurile pe care ei le-au făcut.